Craiova găzduiește începând de ero atractivă competiție basketbalistică unde participă echipa gazdă BCM Pitești, Asesov și Energia Rovinari. BCM Pitești a pierdut în fața celor de la SCMU Craiova a scor 82 la 78 pe sferturi, 19 la 22, 25 la 19, 14 la 21, 24 la 16. Pentru ne au înscris Crapic 20 de puncte, Ulmer și Barac câte 14 puncte, Tut 10 puncte, Obreanu 5 puncte, Alexiu 4 puncte, Kirov, Dogaru și Durkovic 3 puncte și Corneanu 2 puncte. În prima partidă a zilei, campioana antitră Aseso Ploiești, a dispus de energia rovinar cu scorul de 95 la 83. Cupa Craiovei continuă în această seară cu meciurile BCM Upitești, Asesov și SCM Craiova Energia Rovinari.